Pacea Domnului Iisus, astăzi vă voi prezenta capitolul 4 din Apostolii Banatului. Ei au trăit printre noi. Dragii mei, urmăriți cu foarte mare atenție capitolul acesta. Cei care sunteți în biserici, care nu funcționează după Biblie, în biserici seci, în biserici moarte, veți vedea în capitolul acesta, în experiența aceasta, cum trebuie să fie o biserică a lui Dumnezeu, o biserică vie, o biserică în care Dumnezeu este prezent. Această mărturie și acest video nu este un atac la adresa unor biserici sau unor doctrine, ci este o declarație biblică despre cum trebuie să arate o biserică adevărată. Și urmărind aceste experiențe adevărate, relatate în cartea aceasta și trăite de oamenii lui Dumnezeu, veți înțelege cum erau bisericile locale, biblice, cum funcționau și cum ar trebui să funcționeze și astăzi, adică Dumnezeu să fie prezent și puterea lui Dumnezeu să se manifeste cu adevărat în acele biserici. Haideți să ascultăm. Lucrarea profetică. Slujba profetică este probabil cea mai revenită, dar și cea mai controversată slujbă în bisericile deschise la lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt. Apostolul Pavel spune că prorocia este cel mai important dar al Duhului. E de înțeles de ce biserica are nevoie de descoperire mai mult decât orice în această lume a confuziei și a minciunii. Darul acesta trebuie cerut și astăzi de către bisericile Domnului. Cred că biserica din ziua de azi are mare nevoie de proroci cu autoritate care să fie un reper pentru credincioși. Fără repere serioase, falsul se poate instala ușor în bisericile noastre. Fratele Ștefan și fratele Dumitru au fost niște puncte de referință pentru generația lor în ce privește lucrarea profetică. Lucrarea lor a fost încercată în multe situații și s-a dovedit a fi autentică. Dumnezeu i-a folosit la o înălțime spirituală aparte. Măsura autorității, a credinței și a preciziei acestor slujitori poate fi greu subestimată. Înainte de orice, acești oameni al lui Dumnezeu au fost cunoscuți ca proroci. Istoricul Valeriu Andreescu menționează în scrierile sale că Ștefan Neag ajunsese deja un proroc, binecunoscut în România, care făcea turnee prin țară. Capitolul acesta prezintă pe la lucrarea profetică acestor frați dincolo de o simplă recunoaștere a darului profetic care s-a manifestat prin ei. Prorocia în timpul conversațiilor obișnuite. Colaboratorii acestor frați consideră că ei au lucrat cu același dar pe care l-a folosit Iisus, darul cunoștinței. Pur și simplu știau problema omului și vorbeau cu persoana respectivă despre problema ei, fără să prorocească în sensul clasic al cuvântului. Transmiteau mesajul din partea Domnului în conversații obișnuite, fără să se așeze pe genunchi la rugăciune. Dumnezeu le descoperea lucruri în timp ce stăteau de vorbă cu oamenii, în timpul momentelor de părtășie obișnuite. Mereu spuneau în timpul discuțiilor cu cineva: uite ce am primit de la Domnul, acum mi s-a dat cuvântul acesta. Atât fratele Dumitru cât și fratele Ștefan au prorocit foarte rar, în sensul în care biserica pentecostală înțelege profeția. Treceau ani de zile între două prorocii primite pe genunchi de acești frați, în înțelesul clasic al lucrării de prorocie. Dar descoperirile primite în cunoștință erau foarte dese în lucrarea lor pe care pas. Fraților li se prezentau situațiile pentru care trebuiau să se roage, iar ei mijloceau în cunoștință de cauză. Nu se păstra secretă cauza și se așteptau un cuvânt profetic în timpul rugăciunii, așa cum procedează cei mai mulți proroci care lucrează cu darul profetic. Ei procedau întocmai ca prorocii Vechiul Testament, cărora li se spunea problema deschis, riscul de interferență a minții, care e foarte mic în cazul prorocilor maturi. Această formă de lucrare dovedește maturitatea și greutatea spirituală și nu este recomandată profetului începător. Dar așa au lucrat și lucrează prorocii cu experiență în slujirea profetică. Exemplu de prorocie în vorbirea curentă. Fratele Dumitru era conectat mereu la firul de legătură al cerului. Nu știai când prorocește. În vorbirea curentă rostea cuvinte profetice care mai târziu se împlineau. Abia atunci își dădea seama că a prorocit fără să semnalizeze lucrul acesta prin formule introductive, de genul așa vorbește Domnul. Într-o zi, fratele Dumitru mergea cu trenul împreună cu fratele Manaule Iențiu spre Lugoj. Se duceau la adunarea la fratele Ștefan. În compartimentul lor erau multe locuri libere. Erau doar vreo 3 persoane. Când trenul a ajuns la Făget, era plin de lume pe peron. Toți dăduseră buzna în tren să ocupe locurile libere. Fratele Manole a zis: acum vin peste noi. Sunt o grămadă de oameni. Fratele Dumitru s-a uitat liniștit pe el și a zis: nu te teme.
Că nu vin. Și într-adevăr, în compartimentul lor nu a intrat nimeni. Lumea a navalit în vagon, alte compartimente s-au umplut, dar în compartimentul lor nicio persoană nu s-a încumetat să intre. Părea că acel compartiment este nevăzut de oameni. S-au păzit de o gardă invizibilă de înger. Tot drumul până la Lugoș, frații au călătorit într-un compartiment liniștit. Dumnezeu face hatăruri mari și mici slujitorilor lui. Chiar și aceste mici favoruri sunt semnul iubirii nemărginite pentru copiii lui. Prorocia și cei necredincioși. Importanța prorociei în evanghelizare. Unul din motivele pentru care bisericile contemporane nu practică darul prorociei la slujbe publice de duminică este tocmai acesta. Cei necredincioși și cei care nu cunosc lucrarea Duhului Sfânt s-ar putea simți intimidați și nu ar mai merge la slujbele bisericii. Lucrarea profetică, după părerea acestor credincioși, ar trebui practicată doar la seri speciale de rugăciune. În medii restrânse, acești creștini ar dori să limiteze prorocia în cadrul cercurilor de rugăciune din case, întocmai cum îngrijitorii închid leul sau ursul într-o cușcă la grădina zoologică. Biblia oferă perspectivă exact opusă asupra acestei chestiuni. Apostolul Pavel spune că prorocia trebuie practicată la slujbele publice, în primul rând pentru cei necredincioși sau pentru cei fără daruri. Dar dacă toți prorocesc și între vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este îngrenețat de toți, este judecat de toți. Tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu față la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturise că, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. 1 Corinteni 14, de la 24 la 25. Apostolul Pavel afirmă că prorocia este o unealtă de evanghelizare inegalabilă. O profeție scurtă, dar care scoate la lumina tainele omului, poate să facă mai mult o predică. De ce limitează bisericile pe Dumnezeu și lucrarea mântuirii doar la predici ca subiect evanghelistic? De ce se tem creștinii că Duhul Sfânt și manifestările supranaturale ar fi sperietoare celor necredincioși? Nu cred că suntem chemați să protejăm reputația lui Dumnezeu în ochii nimănui. Noi suntem cei folosiți de El, după voia Lui, și nu El trebuie să se conformeze tiparelor noastre. Voi oferi mai jos un exemplu care ilustrează forța prorociei în evanghelizarea celor nemântuiți. Tainele inimii descoperite. În București locuiau familie de credincioși care avea relații de prietenie cu familia Neag. Fratele Ștefan îi mai vizita câteodată, iar familia Movilă îi primea cu bucurie de fiecare dată. Dumnezeu l-a folosit deseori pe fratele Ștefan în această familie. Odată, în timpul unei astfel de vizite, pe când el se pregătea să plece la gară, s-au hotărât cu toți să cânte o cântare și să facă o rugăciune. În timp ce ei cântau, a bătut cineva la ușă. Când au deschis, a apărut în cadrul ușii una din vecinele lor de pe scara blocului. Această vecină era soția unui activist de partid suspus în structurile comuniste. Era o doamnă distinsă, bine aranjată și prezentabilă. Fratele Ștefan s-a simțit puțin încurcat, întrebând dacă se poate continua cu părtășie și dacă nu este vreo problemă că această femeie participă la rugăciunea lor. Frații l-au asigurat că este în regulă, spunându-i că vecina este familiarizată cu credința lor. Au terminat cântarea, au citit un cuvânt și s-au pus pe genunchi pentru rugăciune. Doamna nu a îngenunchiat, ci s-a așezat pe scaun. În timpul rugăciunii, fratele Ștefan a primit un cuvânt profetic pentru această femeie și i-a spus în auzul tuturor: așa vorbește Domnul, femeie, care ai plănuit ca astăzi să-ți pui capăt zilelor. Și profeția continua cu promisiuni frumoase din partea Domnului. Era un cuvânt de chemare la mântuire și la binecuvântare pe care o dă Domnul tuturor celor ce îl aleg pe El. Femeia s-a aruncat cu fața la pământ, împlinind literalmente ce scrie 1 Corinteni 14:25, și a început să plângă și să cheme numele Domnului. Femeia avea un soț cu o funcție mare în Partidul Comunist, dar a aflat despre el ca o înșală. Când a aflat acest lucru, femeia s-a deprimat atât de tare încât s-a hotărât să-și spună capăt zilelor. Chiar în clipa când în familia Movilă se cânta acea cântare de despărțire, femeia a ieșit pe ușă și se pregătea să plece spre stație de metrou cu gândul să se arunce înaintea metroului și să termine astfel cu o viață fără bucurie. Auzind cântarea, și-a zis în sinea ei: hai să intru pentru ultima dată pe la vecinii cu care m-am înțeles cel mai bine, să-i văd
și să-i salut înainte să mă sinucid. Întrând la acea familie, femeia s-a întâlnit cu slava lui Dumnezeu, după ce toți s-au ridicat de pe genunchi, ea a rămas în continuare cu fața la pământ, rugându-se și plângând. În acea seară, femeia a renunțat la planurile ei întunecate și și-a predat viața în mâinile Domnului Iisus. Mai târziu s-a botezat într-o biserică pentecostală și a rămas credincioasă Domnului. Trimitere cu dată fixă la Câmpina. Într-o zi, fratele Dumitru a anunțat familia Huțan că pe 12 ianuarie trebuie să le fac o vizită. Am primit din partea Domnului că pe 12 ianuarie trebuie să vin la voi. Domnul îl trimitea cu anumite lucrări în diferite locuri. Fratele Dumitru lucra mult bazat pe trimiterea Domnului și, într-adevăr, la data respectivă, el a apărut în fața ușii locuinței lor din Câmpina, împreună cu fratele Iosif Leric. În acel moment, familia Huțan, care avea mare nevoie de sfat și de consiliere, tocmai perioada aceea s-a bătut multe probleme asupra lor. Dumnezeu, care știa viitorul, a programat acea întâlnire din timp, prin revelație pe care a dat-o fratele Dumitru. Unii credincioși din zonă, când au auzit că frații au venit în vizită, au încercat să le facă program ca să meargă în mai multe locuri, dar fratele Huplea a refuzat categoric orice invitație, zicând că nu merge nicăieri, pentru că Domnul îi spusese să meargă la Câmpina și nu în alte părți. Și a rămas în această familie până și-a îndeplinit misiunea pentru care Domnul îl trimisese. Apoi a plecat de acolo în alte locuri, unde era așteptat pentru diferite lucrări. Fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, că mesajul nu este primit. Fratele Ștefan a fost trimis la o familie cu un mesaj din partea Domnului. Mesajul respectiv era o judecată aspră a Domnului pentru acea familie, pentru că familia nu a rămas la statura duhovnicească la care îi dorea Dumnezeu. Fratele Ștefan a ezitat, pentru că nimeni nu dorește să ducă astfel de mesaje. Totuși, mesajul s-a repetat și el s-a văzut nevoit să se ducă la această familie cu mesajul Domnului. A transmis mesajul și a spus familiei, ar mai fi o portiță de scăpare, ca să nu se întâmple exact așa cum a zis Domnul. Ați putea face următorul lucru pentru a trage îndurarea lui. Țineți cu toată familia 40 de zile de jertfă și în timpul acesta mărturisiți-vă păcatul înaintea Domnului. Fratele Ștefan a plecat și familia a întârziat să intre în post. Nimic din ce a spus fratele Ștefan nu s-a întâmplat în următoarele zile. Capul familiei se gândea că nimic din ce s-a spus nu s-a dovedit a fi adevărat și nu s-a produs nicio nenorocire. Se gândea că fratele Ștefan nu e prorocul Domnului și că își permite să sperie frații cu tot felul de mesaje de dărmare. Nu a trecut mult timp și Dumnezeu a îngăduit peste amândoi soții o suferință neprasnică. Bărbatul i-a apărut o tumoare canceroasă, cât capul unui copil undeva în zona stomacului. Iar ea s-a îmbolnăvit de cancer de asemenea. Cei doi și-au dat seama că peste casa lor s-a dezlănțuit mânia lui Dumnezeu și și-au amintit că fratele Ștefan spusese ceva despre o portiță. S-au smerit, s-au mărturisit, au adus înaintea Domnului 100 de zile de jertfă. Focul încercării era deja aprins și ardea cu putere în casa lor. După acele zile de jertfă, fratele Ștefan a primit o altă științare din partea Domnului și în mesajul profetic se spunea să meargă la acea familie și acolo să facă o rugăciune de mijlocire, pentru că Dumnezeu vrea să potolească focul încercării. El s-a dus imediat la acea familie și le-a spus, am un cuvânt din partea Domnului pentru voi. El a primit mijlocirea și va potoli focul din familia voastră în dreptul sororii. Domnul a hotărât să se taie rădăcina bolii, dar va fi îngăduită pe mâna doctorilor, pentru că ea a fost cea care a tărât familia în păcat și a atras mânia Domnului peste familie, în dreptul fratelui. Domnul va lăsa vindecare totală în mod miraculos. Apoi fratele Ștefan s-a rugat pentru ei. Umflătura pe care bărbatul a avut-o în zona stomacului a dispărut fără urmă în zilele care au urmat. Parcă nu avusese niciodată. Tumoarea canceroasă, cât un cap de copil, nu a lăsat nici cea mai mică urmă în corp.
Această familie era din zona Caransebeșului și avea niște rudenii pe la Cluj, care au făcut demersurile ca această femeie să fie operată într-un spital din Cluj. Doctorii au efectuat operația, dar concluzia a fost una nedorită. Cancerul era prea răspândit și nu s-a putut rezolva problema pe intervenție chirurgicală. După operație, medicii au programat femeia la un control peste câteva luni. Erau convinși că până atunci ea va muri. După operație, femeia a plecat acasă și Dumnezeu s-a atins de ea. A fost vindecată pe deplin de Dumnezeu după cuvântul lui. Peste un an s-a dus la doctor pentru un consult de rutină. Doctorul a recunoscut-o. Într-un târziu, măcar că trecuse atâta timp de la operație, a rămas uimit de puterea lui Dumnezeu și a spus femeii că de fapt atunci când a operat-o nu a efectuat o excizie largă, conștient fiind că nu există șanse de vindecare. De asemenea, a spus că programarea respectivă a fost o chestiune de psihologie, dorind să-i dea o speranță și o doză de optimism, dar în realitate el era convins că avea să moară până atunci. Dumnezeu a lucrat exact așa cum a vestit prin fratele Ștefan. Cel care trimite își onorează cuvântul. Un băiat de-al fratelui Teodor Dronca din Sebeș s-a dus într-o zi la Țineuș cu ceilalți copii. Din păcate, distracția din ziua aceea s-a transformat în tragedie. Băiatul a pierdut controlul asupra Țineuței și a intrat cu capul într-un pom. Toată fața i s-a desfigurat de la impact. Copilul a fost dus de urgență la spital și doctorii au încercat să facă tot ce le-a stat în putință. În ziua aceea, frate Dumitru a fost trimis de Domnul în vizită la această familie. Dumnezeu pregătea în mod providențial circunstanțele pentru a fi proslăvit în casa aceea. Familia nici nu bănuia. Deci, tocmai atunci a trebuit să vină fratele Dumitru în casa lor. După ce băiatul s-a întors de la urgență cu capul bandajat, fratele Dumitru a cerut voie să se roage pentru copil. Înainte de plecare, el a făcut ungerea cu un de lemn și o rugăciune pentru copil. După câteva zile, la următoarea vizită la spital, pentru schimbarea bandajului, pielea feței copilului era ca unui bebeluș. Nu se vedea nici o cicatrice și nici o rană. Atât fața cât și bandajul erau uscate și nu mai era nicio urmă de infecție pe față. Doctorilor nu le venea să creadă și nu pricepeau ce s-a întâmplat. Au aruncat bandajul la gunoi și băiatul nu s-a mai întors deloc la spital pentru îngrijire medicală. Cu da și amin despre precizia profetică. De multe ori am auzit credincioși și penticostali spunând despre o prorocie, a fost cu da și amin. Expresia aceasta spune multe despre viziunea pe care cei mai mulți o au despre lucrarea profetică. În primul rând, această expresie zugrăvește uimirea justificată de altfel a oricărui om care se întâlnește cu slavă lui Dumnezeu, care descoperă taine inimile omului. Totodată, expresia spune că profeția a vorbit în mod clar nevoilor persoanei respective și ea a înțeles mesajul fără urme de îndoială. Însă expresia arată și obsesia omului modern, precizia. Suntem fascinați de prorocii cu o dată fixă, numere exacte și elemente care dovedesc o precizie matematică în ce privește predicția viitorului cu adevărat. Dumnezeu poate să prezică viitorul cu precizie uimitoare și lucrul acesta este fascinant. Totuși, Biblia nu spune că prorociile ar trebui întotdeauna să conțină predicții senzaționale și precise. Rolul prorociei este foarte amplu din perspectivă a Scripturii. Există proroci care sunt date de Duhul Sfânt pentru zidire, sfătuire și mângâiere. 1 Corinteni 14:3. Acest gen de prorocii sunt disprețuite pe considerentul că sunt predici de pe genunchi. Și totuși Biblia oferă legitimitate acestui gen de prorocie, unde prorocia pur și simplu nu trebuie să aducă revelații tainice legate de Apocalipsa și de sfârșitul lumii. Ea are rolul să încurajeze o persoană descumpănită să aducă sfătuire și mângâiere. Cele mai multe prorocii ale prorocilor Vechiului Testament au făcut parte din această categorie. Ei pur și simplu citau legea și cereau poporului să facă dreptate orfanului și văduvei. Alteori denunțau pur și simplu păcatele poporului și îl chema la pocăință. Profețiile lor pot fi cu ușurință catalogate drept predici bazate
pe lege și proclamate prin duh profetic în auzul poporului Israel. Vom prezenta câteva cazuri în care Domnul s-a folosit de acești doi frați cu o precizie profetică uimitoare, cu sublinierea că nu întotdeauna prorocia trebuie să conține predicții. Doresc să precizez că aceste exemple nu sunt menite să încurajeze obsesia omului modern pentru senzațional și pentru precizia matematică. Aceste lucruri sunt preferințe culturale, specifice vremii noastre. Cu siguranță, Dumnezeu care cunoaște totul s-ar putea ridica la înălțimea așteptărilor unei generații pretențioase și perfecționiste, deși nu este obligat să o facă și nu alege întotdeauna să onoreze astfel de pretenții. În mod deosebit, fratele Dumitru era folosit de Dumnezeu pe linia aceasta și făcea predicții foarte precise, legate de viitor. Avea descoperiri adânci și concrete, lucra foarte mult cu date și cu numere. Felul lui de lucrare nu era ca al celorlalți proroci, care se roagă și prorocesc în timpul rugăciunii. Când îi spunea aici probleme, nu se grăbea deloc să-ți dea răspuns. Se ruga cu tine și apoi îți spunea, într-o conversație normală, am primit de la Domnul asta și asta. Ceea ce îți spunea era foarte scurt și la subiect. Nu îi plăcea să adauge la cuvântul profetic primit de la Domnul. Plecai de la el încurajat, cu sfaturi concrete. Aceste lucruri nu s-au putut interpreta după bunul plac și răstălmăcii în voie. Lucrările acestea au putut fi verificate și s-au împlinit cu precizie milimetrică. Ce ale? Du-te și spune-le. Prorocii sunt oameni ciudați în ochii celor din jur. Ei sunt genul de persoane cu care te poți trezi la ușă, pentru că Dumnezeu îi trimite să ducă mesaje și când nu sunt chemați. Slujirea profetică nu funcționează doar pe bază de cerere, dar se poate și așa. Biblia spune că oamenii din toate vremurile au mers la proroc să ceară un sfat de la Domnul. Însă slujirea profetică poate avea la bază și trimitere pe cea la Domnului. Această lucrare nu este tocmai ușoară. E neplăcut să abordezi o persoană care nu te-a întrebat de sănătate și nu ți-a cerut ajutorul. Și de multe ori aceste persoane nici nu primesc mesajul profetic. Dumnezeu a pretins de la prorocii lui să asculte atunci când sunt trimiși. Fiul omului, du-te la casa lui Israel și spune-le cuvintele mele, Ezechiel 3:4, și să nu se lase intimidați de faptul că destinatarii nu primesc mesajul, ci să le spui cuvintele mele fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, Ezechiel 2:7. Fratele Dumitru și fratele Ștefan au dus mesaje în multe situații bazați pe o trimitere specială cu destinatări preciși. Uneori au fost crezuți, alteori au fost respinși categoric, însă niciodată cuvântul profetic nu a căzut la pământ fără să se împlinească. În unele situații erau trimiși de Duhul Sfânt să se roage pentru vindecare, fără să fie invitați de familie. Construcția bisericii din Câmpina. După mai mulți ani petrecuți în Florești, județul Prahova, fratele Mitică Huțan, unul din ucenicii acestor doi frați, s-a mutat în Câmpina, tot pe Valea Prahovei, exact așa cum Duhul Sfânt vestise prin fratele Dumitru Huplea. Lucrarea fratelui Mitică avea să se concentreze pe Valea Prahovei în general. La Florești, fiind doar începutul după Revoluția din 89, multe comunități pentecostale au început să construiască clădiri de biserică. Era mare nevoie de infrastructură pentru dezvoltarea bisericilor pentecostale, atât de înghesuite în clădiri, neadecvate în timpul comunismului. Fratele Mitică s-a rugat lui Dumnezeu și l-a întrebat, Doamne, ai vreun plan în privința construcției unei biserici în Câmpina sau va fi venirea ta curând și nu merită efortul? Construirea unei biserici era o responsabilitate uriașă în timpul acela, ținând cont că numărul credincioșilor era mic și puterea lor financiară era limitată. Mai mult, prioritatea fraților era lucrarea spirituală, nu construirea unei clădiri care ar fi absorbit multă energie sufletească și resurse financiare și umane. Frământarea fratelui Mitică s-a sfârșit la o strângere care a avut loc la Lipova cu ocazia nunții fratelui Ade Nicolae de la Moreni cu sora Mirela de la Lipova. Acolo, Dumnezeu, prin fratele Dumitru, i-a dat răspuns clar privire la construirea bisericii în Câmpina. Mesajul a fost simplu, da, este de la Domnul să încep
această construcție a unei biserici în Câmpina. Și Domnul cere ca lucrările de construcție să înceapă pe 8 august. Acest mesaj a fost dat prin fratele Dumitru Hople la data de 7 iunie 92, chiar în timpul mesei, cu ocazia căsătoriei celor doi tineri. Această profeție ciudată a dus pe de o parte liniște și întrebări în inima tânărului slujitor, pe ai cărui umeri urma să fie pus acest jug în următorii ani. Dar lucrarea a stârnit și îndoieli și a dus și întrebări. De ce trebuie ca lucrările de construcție să se înceapă pe 8 august? Ce rost au astfel de date? De ce să aștepți atâtea săptămâni, când toate sunt pregătite pentru începerea construcției? Fratele Mitică s-a luptat în sinea lui cu aceste întrebări și în final s-a hotărât să-l sune pe fratele Ștefan și să-i ceară lămuriri în privința acestor lucruri. Frate Ștefan, prin fratele, s-a dat o științare cu privire la construcția bisericii și el spunea că Domnul cere să începem lucrarea pe 8 august. Noi avem deja proiectul făcut, actele sunt deja pregătite, ne putem apuca oricând de treabă. Ar fi o problemă dacă am începe mai repede lucrările. Trebuie să respectăm data exactă cerută în lucrare. Dacă prin fratele s-a dat data de 8 august, e bine să ții cont. Domnul nu face greșeli. Prin fratele Dumitru nu se dau lucrări numai așa, ca să fie rostite în vânt. Actele erau gata și fratele Mitic era plin de zel, ca un sportiv pe care abia îl ții pe loc la linie de stat a cursii de alergare. Abia aștepta să înceapă lucrările și să se avânte în luptă cu nouă provocare. Dorea să facă toate pregătirile necesare din timp, așa încât pe 9 august să poată demara în forță lucrările. Nu scrie în Biblie că David a pregătit totul dinainte pentru lucrările de la templu din Ierusalim. Dacă Dumnezeu nu i-a dat voie să construiască el însuși templu, măcar să pregătească totul pentru fiul său. Noi muritorii suntem tare nerăbdători să facem aceste lucruri mărețe pentru istorie și posteritate. Pregătirile au început de zori la Câmpina. Trebuia dărâmat un gard pe unde aveau să treacă mașinile mari care vor căra betoane și tone de pământ. Aceste utilaje trebuiau să treacă prin curtea unui service auto și pentru a trece prin curtea unui om trebuia să cer permisiunea. Fratele Mitică s-a dus la service să ceară avizul proprietarului pentru a putea trece cu mașinile de șantier. Prin curtea lui, pe întreaga perioadă de construcție, angajații servisului au spus că patronul este plecat în concediu la mare și vine numai în seara de 7 august. Din 8 august dimineață urma să vină din nou la lucru. Dumnezeu cunoaște perioadele de concediu ale tuturor locuitorilor pământului și a prevăzut acest mic detaliu în proiectul său minunat. În seara respectivă, omul și-a dat acordul fratelui Mitică să treacă prin curtea lui cu mașinile cele mari. Dumnezeu a dat la o parte și această piedică la timpul lui. A doua problemă era și mai mare. Era foarte greu să găsești un excavator bun în perioada aceea. Nu erau atât de multe ca și astăzi. În final, fratele Mitică a găsit pe cineva care avea unul potrivit nevoilor lor. L-a întrebat pe acel muncitor când putea să înceapă lucrările la biserică. Omul respectiv și-a consultat calendarul și a zis că este foarte ocupat în perioada aceea. Singura dată disponibilă era sâmbătă 8 august 1992. Fratele Mitică și-a amintit de profeția dată prin fratele Dumitru. Dumnezeu știe cu mult timp înainte când este disponibil un excavator. La data de 8 august trebuia începute lucrările. De data aceasta, diavolul a încercat amânarea începerii lucrărilor numai să nu se împlinească lucrările Domnului. În dimineața zilei acelea, frații din comitet erau pe terenul bisericii, plini de entuziasm, gata să înceapă o nouă etapă în viața bisericii lor, numai că excavatorul nu ajunsese la ora stabilită. A trecut mult timp și omul nu mai ajungea, se făcea seara deja și nu primiseră niciun semn din partea celui cu care făcuseră înțelegerea. Fratele Mitică se gândea să înceapă ei cu cărlețele, ca să respecte porunca Domnului și să înceapă lucrările la 8 august. Dar cum să încerci să-L ajuți pe Dumnezeu cu astfel de planuri omenești? Așa că au renunțat la gândul acesta. Dumnezeu trebuie să-și apere singurul cuvântul. Seara frații din comitetul bisericii s-au hotărât să plece acasă. Era deja târziu și nu mai avea rost să aștepte. Când erau pe punctul de a pleca acasă, s-a auzit pe stradă motorul zgomotos a unui utilaj de dimensiuni mari. Sosise excavatorul în sfârșit.
Șoferul nu știa cum să-și mai ceară scuze pentru întârziere. Pe distanță mică, parcursă de la el până la biserică, omul avusese două pene de cauciuc și acestea i-au mâncat ziua. Vrăjmașul se luptase cu orice preț ca lucrarea să nu se împlinească. Omul cu excavatorul a început săpăturile în seara aceea și până noaptea târziu a săpat foarte mult, recuperând ziua pierdută. Astfel, lucrările au început la 8 august, așa cum a cerut Dumnezeu. Comunitatea de credincioși din Câmpina a lucrat 14 ani la această clădire. A fost un drum lung și greu, dar binecuvântarea lui Dumnezeu a fost cu ei la fiecare pas. Furtună timp de o lună. Într-una din zile, frate Dumitru era la masă în familia Iacab din Arad și mânca liniștit. Fratele Ioane Iacab, un apropiat al fratelui Dumitru, în timp ce legăna unul din copii, spunea fratele Dumitru problemele din biserica lor. Frate Dumitru, nu știu ce se întâmplă cu noi în perioada asta. Nu e bine deloc. Probleme cu copiii, probleme în familie. Ceva nu e în regulă. E multă tulburare în casele noastre, când unul, când altul cade la boală. Asta nu e nimic față de ce va veni timp de o lună peste voi, a răspuns fratele Dumitru și a continuat să mănânce liniștit stând cu spatele la fratele Ioane. Biserica fratele Ioane, o comunitate mică și unită, a intrat în alertă. S-au hotărât cu toții să intre mai mult în post și în rugăciune în timpul lunii care urma, cerând protecția lui Dumnezeu pentru familiile lor. Tot ce au limitat activitățile, au fost mai atenți, s-au rugat mai mult, au făcut un lanț de post de rugăciune și așteptau cu emoție să treacă luna de încercare. Și furtuna nu a târziat să se arate. Într-o zi când fratele Ioane s-a întors de la lucru, a aflat că soția lui e la spital cu trei dintre copiii lor. Era o seară de rugăciune la mica lor adunare. Credincioșii s-au unit în rugăciune împreună cu fratele Ioane și au mijlocit pentru cei trei copii. Până seara toți copiii au fost înapoi acasă, sănătoși. A fost o încercare de intimitate din partea vrăjmașului. Un alt copil dintr-o altă familie din adunare a băut o cantitate considerabilă de insecticid pe care l-a găsit prin gospodăria familiei și a ajuns de urgență la spital. Un alt copil din aceeași familie se juca prin curte și nu se știe cum, de pe coama casei s-a desprins o cărămidă care a căzut direct în cap. Mai multe familii din acea adunare au fost încercate în perioada aceea. Într-o dimineață, fratele Ioane a plecat din Arad cu trenul ca să meargă la fratele Dumitru. Trecuseră deja 3 săptămâni din acea lună de încercare grea. Trebuia făcut ceva pentru ca furtuna să se potolească. Ajuns la Ilteu, fratele Ioane a intrat în casă. Încă nu se luminase de ziua și mare a fost mirarea când a văzut că fratele Dumitru era treaz și stătea liniștit pe marginea patului. Pace, frate Dumitru, cum de nu dormi la ora asta? A început musafirul conversația. Am așteptat să ajungi la noi. Am știut că vei veni. Înainte să ajungi, am primit din partea Domnului că trebuie să facem 7 rugăciuni împreună, înainte să se lumineze de ziua. Știi cumva unde se sărbătorește cina Domnului în zona voastră, duminica aceasta? A întrebat fratele Dumitru. Da, duminica aceasta, cina Domnului va fi la biserica din Lugoș, a răspuns fratele Ioane, amintindu-i că mai era o zi sau două până la cină. Bine, urma rugăciunilor noastre te vei duce și vei sta la părtășie la masa Domnului cu frații din Lugoj. În momentul în care te vei împărtăși, Domnul va liniști furtuna. Cei doi frați au intrat în mijlocire chiar atunci și până la răsăritul soarelui au făcut 7 rugăciuni. De acolo fratele s-a dus la Lugoj pentru împărtășirea din trupul sângele Domnului și într-adevăr, din acea duminică, problemele au dispărut și familiile încercate au avut pace. Domnul, bunătatea lui și în urma mijlocirii nu doar a oprit, ci a și scutat furtuna cu o săptămână. Arma ascunsă în beci. După ce familia fratelui Miron Lupșa din Rungșor s-a pocăit, a fost un timp în care un duh de boală lovea când pe unul, când pe celălalt. Când unul se facea bine, celălalt se îmbolnăvea. Tineri în credință, ei nu înțelegeau ce se întâmplă acest lucru, au apelat la fratele Dumitru să vină să se roage pentru ei. Sora Netuța, soția fratelui Miron, era bolnavă chiar atunci, în timp ce se rugau pentru vindecarea sororii Netuța. Duhul Sfânt a descoperit fratele Dumitru că duhul de boală are acces în familie din cauza unui lucru necurat.
pe care ei l-au ascuns în beciul secret de la capătul coridorului casei unde erau adunați. Fratele Dumitru, inspirat de Duhul Sfânt, le-a indicat clar și locul. Domnul a făcut de cunoscut că acel lucru bine ascuns de-a dreptul unor duhuri de boală să se cuibărească în casa lor. Domnul cerea categoric distrugerea armiei blestemate și, într-adevăr, la capătul holului principal, familia Miron avea un beci secret, unde fratele Miron a ascuns încă de pe vremea legionarilor o armă. El activase ca legionar o vreme în tinerețea lui înainte să-l cunoască pe Domnul și se gândea că poate va veni o vreme când va avea nevoie de ea. Între timp, el s-a pocăit, a renunțat la identitate și la ideile lui politice și a devenit un slujitor bun al lui Hristos. Arma a rămas însă tot acolo și el nu s-a mai gândit la ea, nici nu mai era funcțională. Însă ea a deschis ușa unui blestem și fratele Miron a trebuit să o distrugă ca să poată primi vindecarea pentru cel drag. Într-o noapte ieșit în taină afară, a luat arma ascunsă, de multă vreme a pus-o pe tăietor și a luat barosul ca să o fărmițeze așa încât să nu se mai știe ce a fost. Nici nu a apucat să-i dea o lovitură cum trebuie că s-a auzit o bubuitură de a răsunat tot satul. Arma nu era încărcată. Nu a fost vorba de o explozie, ci pur și simplu diavolul a încercat să-l intimideze. Până la urmă a distrus-o complet și Domnul a îndepărtat duhul de boală din casa lor. Armele au ca scop uciderea. Vindecări cu termen de valabilitate. În anumite situații, Dumnezeu se folosea de frații aceștia ca să dea vindecare unor bolnavi în vârstă, aflați în pragul morții. Ce era și mai surprinzător era faptul că Duhul Sfânt vestea prin fratele Dumitru câți ani mai are de trăit persoana respectivă. Vindecarea venea de la Domnul cu termen de valabilitate dat prin duh profetic. Când expira timpul prevestit de fratele Dumitru prin duhul, persoana murea. Au fost câteva situații de felul acesta pe Valea Mureșului. De multe ori când frații aceștia mergeau și se rugau pentru bolnavi în stare gravă, ei primeau științare de la Duhul Sfânt dacă persoana va trăi sau nu. Colaboratorii care însoțeau în lucrarea de rugăciune pentru cei bolnavi vedeau uneori că starea bolnavului era foarte gravă și spuneau: persoana aceasta e gata, va trece din viață, pregătiți-vă de mormântare. Totuși au fost situații în care fratele Dumitru a zis: nu, persoana mare de trăit atâta și atâta. Primea de la Duhul cifre exacte. De exemplu, soacra fratelui Iosif Fleric, o femeie înaintată, în vârstă, era bolnavă grav, fiind într-o stare de paralizie. Dacă te uitai la ea cum arată, nu îi mai dădea nici o zi măcar. Cei din jur erau convinși că pentru ea sosise clipa plecării de lumea aceasta. Fratele Dumitru a fost chemat să se roage pentru ea, chiar dacă părea că femeia se pregătește să treacă pragul spre celălaltă lume. Urma rugăciunii și a ungerii cu un de lemn, fratele Dumitru a spus: Dumnezeu i-a descoperit că femeia mai are de trăit 4 ani. După ungere, ea s-a schimbat în mai bine și a mai trăit exact 4 ani și 4 luni. Vindecarea este promisiunea lui Dumnezeu, atât pentru cei tineri cât și pentru cei bătrâni. Nu trebuie să presupunem că e normal să fim bolnavi la bătrânețe, doar din cauza vârstei. Chiar la o vârstă înaintată, oamenii pot trage nădejde că Dumnezeu le poate da vindecarea. În localitatea Câmpuri Surduc, locuia cu mulți ani în urmă un frate credincios pe nume Ionel Mariș. Acesta era un slujitor respectat pe Valea Mureșului. Credința pentecostală a ajuns în satul ușor prin el, prin tatălui și prin fratele Octavian, toți din această localitate. Acest frate deosebit a fost părintele spiritual al fratelui Ștefan atunci când acesta se pocăise în adolescență. Tatălui, care se numea Zenovie, s-a îmbolnăvit foarte grav la vârsta de 74 de ani. Toată familia a intrat în mijlocire într-un mod deosebit pentru bătrânul lor tată. Au apelat și la anumiți proroci din zonă și aceștia s-au rugat pentru el. Însă răspunsul primit de familie nu a fost cel dorit. Mesajele profetice spuneau că tatăl lor va trece din viață. În acea situație tristă, familia a apelat la fratele Dumitru și l-au chemat să vină să se roage pentru fratele Zenovie, că Dumnezeu să-i ușureze durerile
până va trece din viață. Fratele Dumitru a venit în grabă la această familie încercată, s-a rugat pentru fratele Zenovie și a făcut ungerea cu un de lemn. În timpul rugăciunii, Domnul a vorbit fratelui Dumitru în mod profetic cu privire la planul lui Dumnezeu pentru viața fratelui Zenovie. După rugăciune, fratele Dumitru i-a zis fratelui Ionel, fiul celui bolnav: frate Ionel, Domnul mi-a făcut de cunoscut că tatăl tău nu va muri acum, așa cum credeți voi. Dumnezeu l-a vindecat și va mai trăi încă 12 ani. Dumnezeu și-a împlinit cuvântul și fratele Zenovie mare și-a trăit exact până la frumoasă vârstă de 86 de ani. După cuvântul Domnului, după moartea lui, fratele Ionel, fiul fratelui Zenovie, văzând minunea petrecută în casa lor și faptul că Dumnezeu îi descoperă în anumite situații fratele Dumitru chiar și câți ani mai are de trăit un om, a îndrăznit să-i pună o întrebare fratelui Dumitru. Frate Dumitru, nu te spăra că îndrăznesc să-ți pun o întrebare. Am văzut că Domnul ți-a descoperit câți ani va avea să trăiască tata și lucrarea s-a și împlinit întocmai. Cred că ești omul lui Dumnezeu. Spune-mi, te rog, eu câți ani voi trăi pe pământul acesta? Vei ajunge și tu anii tatălui tău, a răspuns fratele Dumitru fără ezitare. Atunci când fratele Ionel a ajuns la vârsta de 80 de ani, s-a îmbolnăvit de reumatism la picioare și această suferință grea l-a pus la pat. Tuturor celor care îl vizitau le spunea că se simte foarte rău, că e foarte bolnav, dar că fratele Dumitru i-a spus că va trăi până la 86 de ani. Boala s-a agravat tot mai tare, iar cei din jur s-au îndoit tot mai mult de lucrarea dată prin fratele Dumitru și de nădejdea fratelui Ionel. Părea imposibil ca fratele Ionel să mai trăiască 6 ani în starea aceea. Totuși, credincioșii din zona aceea s-au rugat pentru el cu credință și au cerut Domnului să-i dea sănătate și să-și împlinească promisiunea făcută față de el. Dumnezeu a ascultat rugăciunile lor și fratele Ionel a trăit până la 86 de ani. După împlinirea acestei frumoase vârste, a mai trăit câteva luni și a trecut din viață. Biblia spune clar că Dumnezeu cunoaște numărul zilelor noastre înainte ca să ne naștem și uneori El alege să împărtășească acest secret prietenilor lui proroci. Despre vremuri și lideri. Prorocii Vechiului Testament nu au prorocit doar poporul evreu. Cărțile scrise de aceștia conțin și prorocii legate de schimbări majore în climatul politic al vremii. Ei au prevestit căderea unor imperii care păreau imposibil de zdruncinat. Unii au avut îndrăzneală să înfrunte împărați și regi care stăpâneau ca niște despoți și decideau după bunul plac viața și moartea în dreptul oricărei persoane din imperiul lor. Alții au prezis ridicarea sau coborârea unor personalități istorice, necunoscute încă la cea oră. Tot așa și astăzi unul din rolurile prorociei este să prevestească schimbări majore în climatul politic internațional și ridicarea anumitor lideri în diferite structuri de autoritate ale vremii. Astfel de prorocii au un impact fantastic, sunt rare și pot fi verificate foarte ușor. Această slujbă nu revine prorocilor începători sau celor cu o măsură mică de credință, ci este destinată prorocilor foarte maturi, cu multă experiență și care au o măsură specială de autoritate în lucrarea profetică. Genul acesta de prorocii rostite cu ușurință de oameni nechemați la această lucrare specială pot produce pagube mari și multă panică în poporul lui Dumnezeu. De asemenea, atunci când ele sunt publicate cu multă reclamă pe internet, ele trebuie verificate și doar după aceea crezute și răspândite mai departe. Din păcate, în lumea virtuală există o epidemie de prorocii apocaliptice rostite de proroci obscuri și pornite dintr-o manie pentru subiecte exotice, ca semnul fiare, sfârșitul lumii, existența iadului, demoni și îngeri și așa mai departe. Creștinii zilelor noastre ar trebui să înțeleagă că astfel de prorocii ar trebui să fie rare, foarte clar transmise și bine întemeiate pe Scriptură. Imaginația omului este bogată atunci când vine vorba de lumea spirituală nevăzută. Astfel de mesaje pot fi primite doar dacă vin de la proroci a căror lucrare a fost testată de-a lungul multor ani. Despre căderea comunismului.
Fratele Hoplea spunea în timpul comunismului că a primit de la domnul o științare că va veni vremea când regimul comunist va cădea și în țara noastră va fi o libertate cum nu a fost niciodată. Însă libertatea nu va ținea mult și după o vreme credincioșii vor fi din nou prigoniți. Pentru cei ce care auzeau aceste lucrări cu revestirile cuprinse în ele păreau povești nemuritoare la ora aceea. Pur și simplu aceste lucruri nu puteau fi prevăzute nici de cei mai îndrăzneți și vizionari credincioși din România. Totuși, la vremea hotărâtă de Dumnezeu, comunismul a căzut definitiv în România și astăzi beneficiem de o libertate fără precedent în istoria acestei țări. Descoperirile cu privire la pastorul Moise Ardelean. Fratele Dumitru Hoplea a fost prieten foarte apropiat cu fratele Moise Ardelean, încă de pe vremea când locuia la Pil. Fratele Moise a fost tatăl cunoscutului pastor cu același nume. Într-o zi, fratele Dumitru a făcut o vizită acasă la Pil, prietenului său. În timpul părtășiei pe care a avut-o în ziua aceea, fratele Dumitru a avut înștiințare în dreptul băiatului lor Moise. Pe vremea aceea, băiatul avea vreo 8 ani sau 9 ani și frecventa școala primară din sat. Domnul i-a descoperit fratele Dumitru în dreptul băiatului următoarele cuvinte: într-o zi, acest copil va fi căpetenia poporului meu. După câțiva ani de la acest moment, un alt proroc al Domnului, sora Ana Chitu, a vizitat împreună cu soțul ei familia Ardelean la Arad, unde se mutaseră între timp. Această femeie era folosită de Domnul cu darul profetic, într-un mod deosebit în zona Banatului. Fratele Ștefan și fratele Dumitru au colaborat mult cu ea și o respectau în mod deosebit. Au fost chiar prieteni de familie și o vizitau mereu. Soțul ei era dirijor de hor, fiind foarte pasionat de lucrarea misionară muzicală. Cu alte cuvinte, el a înființat multe coruri în România, întocmai cum evangheliștii plantează biserici peste tot. În ziua în care această familie a vizitat familia Ardelean la Arad, s-a întâmplat că și fratele Dumitru Hoplea era în vizită la ei, în timp ce gazdele povesteau cu fratele Dumitru și cu familia Chietu, a intrat pe ușă unul din copiii lor. Un băiat cu minte, cu un ghiozdan în spate, se întorcea de la școală. A salutat respectuos și și-a văzut de treburile lui de copil. În momentul în care acesta și-a făcut apariția, sora Ana Chitu a primit din partea Domnului științare: pe umerii acestui copil voi pune jugul unei mari lucrări. Va veni ziua când el va conduce lucrarea apostolică a lui Dumnezeu din România. Copilul de atunci este președintele cultului pentecostal de România în acest moment. Sora Ana a murit cu mulți ani în urmă și nu a văzut împlinirea acestei înștiințări, la fel și fratele Dumitru. Astăzi, după 10 de ani de la acele profeții, se poate testa autenticitatea lor. Pastorul Moise Ardelean este în prezent președintele cultului pentecostal și recent a obținut al doilea mandat în această poziție de conducere. Probabil că acest lucru pare banal pentru cine privește retrospectiv istoria mișcării pentecostale. Totuși, în timpul acela, lucrul acesta părea imposibil. Fratele Moise Ardelean nu avea nicio șansă să fie promovat în structurile de conducere ale cultului pentecostal în timpul comunismului, din cauza faptului că familia lui emigrase în America. Pentru că această lucrare să se înțeplească, trebuia fie să facă Dumnezeu gaură în cer, fie să răstoarne guvernul. Și în decembrie 1989 Dumnezeu a zdrobit puterea regimului comunist și a adus libertate în țara noastră. Pastorul Moise Ardelean nici nu a știut despre această profeție până recent, după împlinirea ei. Dumnezeu nu lasă să cadă la pământ niciun cuvânt de-a lui fără să se împlinească. El nu face nici lucru mic, nici lucru mare, fără să descopere acel lucru prietenilor săi. Proroci, Amos 3:7. Ce mare har să avem pentru noi, prorocii Domnului! Descoperirea planurilor vrăjmașului. În 2 Împărați 6 se istorisește un episod din relația celor din poporul lui Dumnezeu cu vecinii lor sirieni. Forța militară a Siriei era superioară celei a poporului sfânt. Nimeni nu putea contesta evidența
inegalitate dintre cele două părți, dar poporul Israel avea câteva secrete care a făcut superiori inamicilor lui. Acest neam de oameni îl avea pe Dumnezeu drept comandant suprem al armatei. Asta spune unul din numele lui Dumnezeu, Domnul Oștirilor. El conducea în război armatele poporului său și intervenea adesea în mod miraculos. De asemenea, poporul sfânt avea un spion foarte priceput. Biblia spune că acesta dezvăluia toate planurile făcute și deciziile luate în Consiliul Militar al regelui Siriei. Acest spion era prorocul Elisei. Spionii guvernelor de astăzi nu se ridică la nivelul acesta bătrân simplu. Dumnezeu îi descoperea acestuia chiar și ce vorbea regele Siriei în dormitorul lui. Intervențiile acestui bătrân slujitor au fost suficiente ca să dejoace planurile de atac ale armatei siriene. Regele Siriei a fost atât de frustrat încât a inițiat o campanie militară specială cu scopul de a-l prinde pe prorocul Elisei. O armată împotriva unui bătrân, campania a ieșuat. Lamentabil, bătrânul avea parte de protecția unor trupe speciale nevăzute. Atât evreii cât și sirieni au văzut cu ochii lor ce înseamnă un proroc. Biserica lui Dumnezeu este în război cu armatele iadului de mii de ani. Forțele sunt inegale și în acest război cei care alcătuiesc biserica sunt ființe umane, marcate de slăbiciuni de tot felul, incapabile să facă față atacurilor demonice, dar biserica are câteva secrete. În primul rând, Dumnezeu este de partea bisericii și o conduce spre un final glorios. În al doilea rând, biserica are un spion redutabil, net superior oricărui spion din istoria umanității. Atunci când împărăția Întunericului ține un consiliu general undeva prin cotloanele Universului, spionul bisericii este acolo și ia nota de toate planurile alcătuite de reprezentanții urii și al răului. Nu există loc unde demonii să se poată strânge și el să nu fie prezent. Acest spion este Duhul Sfânt. El descoperă prin profeți planurile făcute de diavol și de slujitorii lui. Una din funcțiile prorociei în biserică este tocmai aceasta, să dezvăluie planurile inamicului. Dumnezeu i-a folosit pe fratele Dumitru și pe fratele Ștefan și în această privință. Fratele Dumitru spunea, un plan al vrăjmașului descoperit este pe jumătate zădărnicit. Câteva mărturii și pot întări această perspectivă asupra lumii spirituale, când revelația anulează o parte din plan. Într-o zi, fratele Dumitru Huple a scris o scrisoare fratelui Vil Andreșescu din Lugoj, unul din colaboratorii apropiați ai acestor doi frați. În această scrisoare, el spunea că Domnul vă îngăduie că el să treacă pentru un necaz, dacă urma să ia o zi de post specială pentru problema aceasta. Domnul promitea să înlăture o parte din suferință. Totuși, Dumnezeu a hotărât că el să treacă pe acolo și planul lui nu se putea schimba în această privință. După 3 luni, la fabrica unde lucra, fratele Liviu a avut un accident. În timp ce lucra cu dalta și cu ciocanul, a sărit o schiță metalică foarte mică în ochi. Pe moment nu părea să fie îngrijorător. Totuși, cu trecerea timpului, a început să-i slăbească vederea câte puțin și s-a dus la medic. Acesta i-a spus că acel spin metalic, subțire ca o lamă, a intrat destul de adânc în globul ocular și ar fi putut să-i spargă ochiul. Dar Dumnezeu l-a păzit de o astfel de nenorocire. L-a sfătuit să dea o declarație la serviciu, deoarece exista posibilitatea să-și piardă vederea complet la cel ochi. Ochiul începea să se infecteze și cei din Lugoj, neavând medicamente, l-au trimis la Timișoara pentru operație. Acolo Dumnezeu vegheat asupra operației care a fost destul de complicată, iar medicii i-au scos schița aceea metalică folosindu-se de un electromagnet. În urma acestei operații, fratele Liviu, în timp, a făcut cataractă la cel ochi, măcar că a fost operat de cataractă și medicii i-au scos cristalul problematic. Totuși, fratele Liviu vede destul de bine. Dacă vede, lucrurile înceață până în ziua de azi. Lucrul acesta a fost îngăduit de Dumnezeu și vestise prin fratele Dumitru din timp. Și Domnul l-a ferit pe fratele Liviu de alte complicații care
puteau apărea datorită mijlocirii aduse în urma descoperirii. Este un lucru extraordinar să cunoști dinainte planul lui Dumnezeu și să te pregătești cu o atare pentru ce urmează. Profețiile care nu trebuie să se împlinească. Profețiile care dezvăluie planurile satanice împotriva credincioșilor sunt singurele care nu trebuie să se împlinească. Foarte mulți credincioși din bisericile noastre așteaptă nepăsători împlinirea unor astfel de mesaje profetice. Și dacă ele nu se împlinesc, ei discreditează prorocii prin care s-au descoperit acele lucruri. Genul acesta de profeții sunt date prin Duhul Sfânt tocmai pentru a nu se ajunge la împlinire. Biserica este științată tocmai pentru a se pregăti și a lua măsuri pentru ca planul să nu devină realitate tragică în comunitatea respectivă. Teofil și Ana Florea au fost între preunirii credinței pentecostale din Lugoj. Cu mulți ani în urmă, în casa lor, într-o cameră modestă, se aduna micuța comunitate de credincioși din acele timpuri. Una din fetele acestei familii a făcut rujeolă în copilărie. Avea febră mare. Complicațiile acestei boli sunt foarte periculoase. Copiii bolnavi de rujeolă pot avea complicații respiratorii și neurologice serioase. Pe timpul acela, rujeola era considerată o boală periculoasă. Medicina nu era avansată ca în zilele noastre. Frații s-au adunat la rugăciune pentru această problemă. O soră dintre cei prezenți la părtășie a avut o vedenie în care niște copii negri o înțepau pe fată. S-a dat și un cuvânt de cunoștință pe lângă vedenie și acest cuvânt spunea: diavolul o cere pe Elenuța. Sora respectivă, fiind începătoare în lucrarea darurilor, nu a spus nimic. Aștepta ca lucrurile să se împlinească. Credea că e un plan hotărât și nu o chemare la mijlocire pentru zădărnicirea acestui plan. La un moment dat, în naivitate, ei a spus mamei fetei bolnave: sora Ana, am să vă spun ceva, dar după ce se împlinește. Asta nu a făcut decât să înmoaie inima părinților care și-au dat seama că e vorba de moartea fetei. Ce bine însă că slujitorii maturi pot interveni când lucrurile se încurcă. Într-o discuție privată dintre sora, care a avut vedenie, și fratele Ștefan, acesta a sfătuit-o pe femeie să împărtășească vedenia cu familia. El a lămurit-o că nu e voia Domnului să moară fata, ci planul diavolului. În astfel de situații se poate interveni cu post și rugăciune, iar Domnul poate zădărnici astfel de planuri. De ce ni le descoperă Dumnezeu pentru a fi zădărnicite, nu împlinite? Lucrătorii din vremea aceea credeau și spuneau mereu că un plan satanic descoperit de Duhul Sfânt este pe jumătate zădărnicit. Fratele Ștefan și fratele Dumitru foloseau ilustrație pentru a explica acest adevăr. Dacă într-o curte este un câine periculos și nu știi lucrul acesta, sunt șanse mari să fii mușcat dacă intră în curte. Însă dacă la poartă vede inscripția atenție, câine rău, tu poți scăpa de pericol dacă desigur asculți de avertisment. Tot așa Dumnezeu ne descoperă planurile diavolului și noi putem să scăpăm din cursele intenție de el, dacă desigur ascultăm atenționările divine. Situația fetei se înrăutățea pe zi ce trece. Părinții nu s-au grăbit să meargă cu ea la medic. Se considera printre frați că trebuia apelat întâi la Domnul și apoi la doctor. După un timp, familia a apelat la fratele Ștefan să vină să-i facă ungerea cu un de lemn fetei și să se roage pentru ea. Când a ajuns, el a pus o întrebare: sora Ana, cum lucrează Domnul, e bine? Cei doi părinți au început să plângă neștiind ce să răspundă. Apoi tot el a continuat și a zis: hai să ne rugăm. În prima parte a rugăciunii vom mulțumi Domnului pentru ce a făcut în familia voastră până acum. Apoi ne vom recunoaște înaintea Domnului ca păcătoși, știind că Domnul ne iartă. Și în final vom mijloci ca Domnul să se atingă de fetiță. Vom cere și un semn, ca până dimineața starea fetei să se schimbe. S-au rugat toți cu mult foc și fratele Ștefan a plecat. Cum a ieșit fratele Ștefan pe ușă, fata a început să transpire și era atât de udă, încât avea impresia că au pus-o în cadă. Până dimineața, fata a fost perfect sănătoasă. A doua zi a mâncat la masă împreună cu familia.
Teamă de diavol. Unii creștini se tem de diavolul mai mult decât de Dumnezeu. Aceștia sunt îngroziți când în biserici sunt date mesaje prin Duhul Sfânt cu privire la planurile vrăjmașului. Această atitudine nu este sănătoasă și aduce multe pagube spirituale. Creștinul trebuie să se teamă doar de Dumnezeu. Nu trebuie să fie surprins când sunt descoperit planurilor vrăjmașului. El face planuri în permanență chiar și când noi nu știm. Sora Ana Chitu a primit o științare privire la fratele Ștefan. Această revelație a tulburat-o foarte mult. În descoperire se spunea că căpetenia duhurilor din adânc a făcut o juruință și a zis: pe scaunul meu de domnie fac jurământul acesta, că nu mă voi lăsa până nu îl voi dobără de pe calea pocăinței și îl voi distruge pe Ștefan Neag. În descoperire se mai spunea că această căpetenie a încercat o vreme să-și pună în aplicație planul și nu a reușit. Atunci, împreună cu această căpetenie, s-au mai unit și alte căpetenii ale adâncului, ca să încerce să ducă la îndeplinire planul cu orice preț. Într-o zi, sora Ana a mers foarte speriată la fratele Ștefan ca să-i spună vedenia. I-a relatat plângând ce a primit de la Domnul și încerca să-l convingă să se pregătească pentru lupta care avea să urmeze. Fratele Ștefan lucra liniștit la ceva în timp ce sora Ana îi vorbea. Văzând că el nu îi dă atenție și nu se tulbură, i-a întrebat: măi, Fane, tu nu auzi ce îți spun? Nu înțelegi ce se pregătește un plan împotriva ta? Cum spuneai? Pe ce s-a jurat căpetenia respectivă? A întrebat fratele Ștefan liniștit. S-a jurat pe scaunul lui de domnie. Fane, treaba e serioasă, înțelegi? A răspuns Orana. Na, s-a jurat și el pe ce are. S-a jurat pe tronul de domnie pentru că nu are mai mult de atâta. Dacă ar fi avut ceva mai mare decât atât, ar fi jurat pe acel lucru mai mare. Dar se pare că atâta are și s-a jurat și el pe ce a avut mai de preț. Așa e, sora Ana, a completat fratele Ștefan. Da, așa este, a răspuns sora Ana, ceva mai liniștită. Și Domnul s-a jurat pe ce a avut mai de preț și de valoare atunci când a zis: pe viața mea jur că nu vreau moarte păcătosul, ci mai degrabă mântuirea lui. Fii pe pace, sora Ana, a încheiat fratele Ștefan. El nu s-a speriat de acea amenințare a iadului, a înțeles că a fost doar o încercare de intimidate a celui rău. Viața a mers înainte, la fel ca până atunci. Există mulți credincioși și chiar proroci care vorbesc mai mult de planurile vrăjmașului decât de planurile Dumnezeu și răspândesc groază prin biserici. Nu ar trebui să fim preocupați de planurile vrăjmașului, nici să ne temem de ele. Dumnezeu ne le descoperă ca să ne pregătim și să le zădărnicim. Scopul lui Dumnezeu este să aducă cunoștință, speranță și siguranță că El știe despre acele planuri și că va fi cu noi. Trebuie să fim conștienți de existența și de planurile diavolului, dar de temut trebuie să ne temem doar de Dumnezeu.